S-a încheiat campania de colectare a mijloacelor financiare în susținerea lui Nicolae Solovei, un băiat de 11 ani din satul Văsâlcău care suferă de cancer. Astăzi banii au ajuns la tatăl copilului. Amintim că cu sprijinul Direcției Învățământ Soroca, în toate instituțiile de învățământ din municipiu și raion s-au adunat bani pentru a-l ajuta pe acest copil. A fost o acțiune de o amploare, a durat circa 3 săptămâni. Avem experiența organizării acțiunilor de caritate, dar acțiunea de caritate pe care am organizat-o pentru susținerea lui Nicolae este fără precedent. Probabil că în vremuri grele, în vremuri de restriște, oamenii devin mai buni, oamenii devin mai săritori la nevoie. Am avut grupuri de inițiative, familii care s-au solidarizat și au răspuns la îndemnul nostru să ajutăm această familie. Atât părinții cât și copiii spun că n-au putut rămâne indiferenți la necazul familiei Solovei. De aceea s-au mobilizat cum au putut ei mai bine, ca Nicolae să simtă că este susținut în aceste clipe grele. Copilul, văzând cum noi părinții încercăm să ne implicăm, să ajutăm acest copil, a venit și ea cu o inițiativă. Zice, mami, uite, duminică este ziua mea de naștere, ce ar fi dacă am organiza-o un pic altfel? A venit cu inițiativa ca încă cu câțiva prieteni să se mascheze în animatori și au ieșit în fața cetății pentru a organiza o petrecere, prin care a invitat pe toți cei care o cunosc și care nu o cunosc să se alăture alături de ea la ziua ei de naștere și să se danseze, să distreze și pentru Nicolae să doneze. Astfel vreau să mulțumesc tuturor celor care ni s-au alăturat și am putut să adunăm o sumă destul de bună, aș spune 9780 de lei pentru acest copil care, din păcate, astăzi cea mai mare nevoie are de bani și de încurajările noastre. Toți s-au mobilizat, nu au refuzat niciun vânzător, niciun localnic, intrând în oficiu poștal, intrând prin magazine. Cât avea din puținul pe care îl are fiecare, a decis să contribuie la necazul, la ameliorarea necazului în care a căzut Nicolae. Astfel, comunitatea satului Visoca, împreună cu Consiliul de Elevi și de părinți al Instituției Publice Liceul Teoretic Visoca, am colectat 4.820 de lei. Sunt recunoscătoare tuturor pentru că au fost solidari la anunțul nostru, astfel sperând ca întreaga sumă colectată de Consiliul Raional să fie de ajutor acestui mic copil. Sperăm să-l vedem în rândurile celorlalți, cu zâmbetul pe buze și, desigur, că sănătos. Am făcut acest gest din partea corului Belcanto pentru a ajuta pe Nicolae. Noi, prin muzică, ne studim să creăm nu doar niște abilități copilului, dar și să promovăm calitățile morale de nivel înalt, care ar fi unele primordiale într-o societate modernă, în care problema unuia este problema tuturor. Ce îmi dori, desigur, o însănătoșire cât mai grabnică. Noi, din inimă pentru Nicolae, am organizat o activitate de caritate, facem ce putem din suflet și dorim ca Nicolae să aibă în continuare o sănătate bună, o copilărie fericită și cât mai multe emoții pozitive. Vădit emoționat și cu lacrimi în ochi, tatăl copilului a ținut să mulțumească tuturor celor care au făcut donațiile și ne-a comunicat că starea copilului la moment este stabilă. Nicolae se află la spital unde a suportat mai multe chimioterapii. Le mulțumesc la cei care nu-i cunosc și care-i cunosc. Le mulțumesc mult. Foarte mult le mulțumesc că ne-au sărit la ajutor. Sunt el a primit a patra chimie la dânsul sâmbătă, este terminat a patra chimioterapie. Și acum, după cum ne-a spus medicii, trebuie să tăie organismul să odihnească și a păstrat cu ziua. După auzi, a să știm mai departe cum a, când a fi operația, cum și a să fie la moment, atât mai mult nu știm nimic. În timpul realizării interviului cu tatălui Nicolae, donațiile însoțite de mesaje de încurajare continuau să mai vină. Împreună cu părinții și cu tot satul, la noi satul un pic, Mimitel, cât am putut, am adunat pentru Nicolae să-l susținem și de Doamne să fie într-un ceas bun, să fie cu bine și Dumnezeu să ne păzească pe toți de toate relele și nevoile și fie ca cei care au contribuit cu tot putut, Dumnezeu să-l dea înzecit. Îi doresc multă sănătate, în primul rând, acestui copilaș, părinților, tărie și răbdare. Mulțumim. Și rugăciune la unul bunul Dumnezeu să vă ajute într-un ceas bun și să vă bucure, Domnul. Inițiativa organizării acestei campanii de caritate aparține primăriei Comunii Văsâlcău, după ce bunica lui Nicolae Solovei a solicitat ajutorul autorităților. Din start am instalat pe magazine alimentare din sat cu
cutii de colectare, pe care mi-a insuflat ideea un prieten de a merge cu un demers către direcția de învățământ. Am trimis demersul, nu am așteptat, sincer să vă spun, la de evoluția așa pozitivă, cum aș spune, de colectarea banilor. Sper că banii care au fost colectați să fie într-un noroc și bunul Dumnezeu să-l aducă pe Nicolae sănătos acasă. Nicolae Solovei suferă de cancer și are nevoie de o intervenție care poate fi efectuată la o clinică din Turcia. Costul tratamentului este de 56.000 euro. Donațiile pentru Nicolae pot continua în conturile Asociației Salvează o Inimă sau la numărul de telefon 068633064. Rechizitele bancare sunt afișate și pe ecran.